În raionul Druchia s-a desfășurat operațiunea de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea căruțașelor și motocultoarelor desfășurată de către angajații Direcției Patrulare Nord în comun cu Inspectoratul de Poliție Druchia. În acest context, conducătorii ai motocultoarelor și căruțașii din satul Druchia au fost instruiți de oamenii legii cu privire la regulile circulației și comportamentul în trafic, cu scopul de a micșora numărul accidentelor rutiere cu implicarea hipomobilelor. Sătenii spun că operațiunea desfășurată este necesară, iar cadoul primit le poate salva viața. Foarte bine asta, pentru că ne-a informat poliția, asta e datoria lor și datoria noastră, ca noi să îndeplinim toate cerințele. Care cerințe sunt de la poliție, noi trebuie să îndeplinim toate cerințele. Și mi-a dat câteva o jaletă pentru de a îmbraca în timp de noapte sau în timp de zi, ca să nu încurcăm în circulație. Regulile dictate de regulamentul circulației rutiere sunt îndeplinite nu din frică că vor fi amendați, dar pentru propria siguranță. Respectarea restricțiilor este și o oportunitate de a fi exemplar în sat, susțin căruțașii din satul Druchia. Am hotărât și gospodare în sat să vad lumea și fel de căruța am eu. Și aga, mai am un an că mai dicta asta acasă. Am hotărât și cu tot, cu număr. Când au ieșit numerele, eu ia că vedeți că eu sunt doilea. Pentru noi asta, nu pentru altcineva. Trebuie să facem să-i păzim noi pe noi. Dacă nu ne păzim noi, altcineva n-ar fi păzească. Vreme de noapte se vede că vine calul, merge pe drum de urmă, tot ies atrajatele, tot frumușel. Ne stăruim și vă bine. În cele 7 luni ale anului 2020, în raionul Druchia au fost înregistrate 4 accidente rutiere cu implicarea căruțașilor și conducătorilor a motocultoarelor, soldate cu 3 persoane traumate și pagube materiale. Astfel, polițiștii țin să desfășoare campaniile de informare în sezonul potrivit. Astăzi, în satul Druchia, angajații Direcției Patrulare Nord împreună cu angajații Inspectoratului Poliției Druchia am desfășurat întâlniri cu posesorii motocultoarelor, cu posesorii de tracțiune animală hipomobililor. Unii lăsați la cunoștință toate regulile de circulație pe trasee, pe drumuri locale, cu ce trebuie să fie amenajate, lăsați aminte încălcările, ce pot să tragă încălcările după ei. Și s-a răspuns la toate întrebările cetățenilor. S-a tras atenția mai tare la conducerea în stare de ebrietate, să fie echipați cu jalete speciale, cu căruțele să fie amenajate cu cele luminescente de urmă, obiecte luminescente din spate, din față și lateral. Cei peste 15 deținători de hipomobile din localitate care au participat la întrunire au fost atenționați că în cazul nerespectării regulamentului vor fi amendați, iar sumele de la o încălcare la alta sunt usturătoare. Aceste măsuri sunt întreprinse pentru a-i educa pe conducătorii irresponsabili. În perioada de 23 iulie până pe 30 septembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, conform dispoziției Inspectorului General de Poliție, se vor desfășura măsuri orientate la prevenirea accidentelor rutiere în trafic, comise de către conducătorii ciclomotoarelor, motocultoarelor, de asemenea și conducătorii de hipomobile. De asemenea, se vor petrece adăugător ședințe cu conducătorii categoriilor date, care vor fi informați despre regulile pentru a fi admis în trafic. De asemenea, pentru nerespectarea regulilor date, sancțiunile variază de la amenzi, de la mărime de la 4 de lei, în jur până la 20-25 mii lei. Pe teritoriul raionului Druchia sunt înregistrate 1236 mijloace hipomobile. Victoria Conea, Roman Gonciaruc, TV Druchia.